Și acum simt mirosul și aroma de la ceaune. Încă o dată le mulțumesc celor de la Ruibi. O să ziceți, a nebunit prezentatorul cu ruibiștii. Dar ce să fac dacă până la 18 n-am făcut școală sportivă? Mi-a rămas sportul în suflet, că vorba aceea, minte sănătoasă, în trup sănătos. Dar nu întâmplător v-am vorbit din nou despre ceaune, pentru că am fost foarte bucuroasă să văd că locul 3 a fost ocupat de Mariana Dumitru. Ea este nora celebrului coregraf, maestru coregraf, Emilian Dumitru, de la care am învățat abecedarul muncii în televiziune, pentru că i-am fost ucenică și îi port un mare respect și dincolo de viața asta, și de foarte multe ori mi-e dor de el când mă uit așa în jur și îmi dau seama că aș avea nevoie de sfaturile domniei sale. Sunt convinsă că sfaturile domniei sale au fost și pe sufletul instructorului coregraf Mona, Desdemona, de fapt Desdemona Toma Rusoaie, pentru că domnia sa continuă munca frumoasă a maestrului Emilian Dumitru la ansamblu Datina. Pentru că aici la Giarmataviș și la Ghiroda le pun pe amândouă împreună, pentru că până la urmă cu toții suntem români și cu toții să lășim în partea asta de Banat, parte binecuvântată de Dumnezeu, și vreau să cred că suntem vecini buni și de ce nu frați prin simțire, prin iubire. Așadar, ansamblu Datina vine în mijlocul nostru cu 200 de dansuri și mi-a zis Mona să spun așa, un dans din câmpie, iar al doilea dans să fie doar soroc. Așa că jocurile de la noastră din câmpie sunt aduse cu mare drag de ansamblu Datina, pe care îl invit în scenă, în aplauzele dumneavoastră, și îmi pare foarte bine că s-a întinerit. S-a întinerit mult de tot, acum eu admir foarte mult jocurile bătrânești, îmi place că fiecare are meseria lui și în egală măsură știu să-și joace. Au și tablouri muzical coregrafice, pentru că merg pe urmele maestrului Emilian Dumitru, dar iată că regăsim și dansatori din generația tânără, ceea ce este foarte bine. Ansamblu Datina în mijlocul nostru cu dansuri din câmpia Banatului și bineînțeles cu celebrele sorocuri. Succes! Thank you.
ansamblu Datina continuă Datina aici la sărbătoarea satului Jarma Tavi și ne-au adus jocuri bănățene frumoase pe care le-au pus în scenă și cu ajutorul instructorului coreograf Desdemona Toma Rusoaie. Asociația ProDatina. De 10 ani respectă tradiția.